Bună seara, stimați telespectatori, sunt doctorul Mircea Frențiu și ca în fiecare joi seară voi fi gazda dumneavoastră la emisiunea Sănătatea de la A la Z. Am lipsit câteva săptămâni, două săptămâni, cu forțe proaspete după concediu, iată că ne întâlnim din nou cu drag. Această emisiune este pe deplin justificată și datorită succesului care l-a avut și l-are la Radio Reîntregirea, dar mai ales succesului care l-are la dumneavoastră. Setea de cunoaștere a oamenilor în domeniul medicinei, în domeniul tehnologiei medicale, este din ce în ce mai mare, iar să știți că medicina nu este astăzi o societate medievală închisă, nu este acea cutie a Pandorei care să nu poată fi deschisă decât de cei inițiați, adică de noi medicii, iar fructul cunoașterii medicale nu mai este interzis de nicio forță terestră sau chiar celestă. Informațiile care se dau publicului sunt tot mai ample, mai accesibile și, de ce nu, mai cerute. Este necesar ca informațiile care se dau publicului însă să fie bine alese, dozate și clar expuse, fiindcă există un pericol și acela unor cunoașteri incomplete, eronate, înfloite, uneori chiar exagerate. Unor astfel de informații pot crea impresia că medicina poate soluționa totul creând adevărate miracole. O să vedeți că multe din bolile omenirii nu sunt decât rezultatul irreversibil a unui mod de viață defectos, alimentație defectoasă sau, de ce nu în zilele noastre, comportament defectos. Noi suntem programați de Dumnezeu. Celulele noastre sunt programate de Dumnezeu. ADN-ul nostru este programat de Dumnezeu să trăim 120-150 de ani și asta vedem în Biblie, fiindcă Biblia este una din cele mai importante cărți care trebuie citită și răscitită, fiindcă totdeauna mai ai ce învăța. Sigur că noi oamenii ce facem în întâmpinarea programării lui Dumnezeu? Din păcate nimic sau aproape nimic. Alcoolul, tutunul, cafeaua, poluarea, stresul cotidian, iată, alimentația irațională cu multe, multe euri, fezandate așa prin alimentele de la supermarketuri, iată câteva exemple de ceea ce nu trebuie să facem și din păcate facem. Doar când suntem disperați, doar când suntem necăjiți, doar când vrem să ieșim din întunericul îndoielilor și a gândurilor negre, ne mai gândim și la El, la Dumnezeu. În această emisiune voi încerca să medicalizez viața, să vă port prin lumea minunată a medicinei și a medicilor. Este o lume extraordinară, fascinantă. Voi încerca de asemenea să vă descriu și să înfruntăm împreună cei doi dușmani de temute a omenirii, care sunt boala și moartea, și pe cât posibil să aplicăm o medicină preventivă. Sigur că mai există un al treilea dușman care inundă și casele românilor și lumea, este sărăcia, care este tot cauzatoare de boală. Motul acestei emisiuni mi-a fost inspirat de îndemnul transpus cu Dalta pe frontispiciu unui mare templu, templului Apollo din Delhi, care spune așa: cunoaște-te pe tine însuți. Motul nostru, motul acestei emisiuni este: formează-te pe tine însuți, dar mai ales formează și pe alții. Sigur că tema emisiunii, așa cum deja este pusă pe ecran, este o temă generoasă, fiindcă foarte mulți bărbați suferă de aceste boli ale prostatei, sunt bolile prostatei. În această seară o să discutăm despre această boală, dar nu numai, și despre urologie în general, fiindcă bolile prostatei, o să vedeți că se ocupă medicul urolog, este o specialitate foarte frumoasă, și în această seară am invitat pe domnul doctor Ovidiu Stănilă, medic primar urolog în municipiul Aiud, dar nu numai, fiindcă lucrează și în Cluj, în Turda, deci iată un tânăr de perspective, un urolog tânăr, care vine și îmi face mare plăcere să vină la această emisiune. Sigur, mă leagă de el, să zic așa, cunoștința cu tatăl dânsului, cu care am fost și sunt prieten, și bineînțeles urologia, fiindcă și eu am fost obsedat și sunt obsedat și de urologie, cu toate că sunt chirurg generalist. Sigur că urologia, domnul doctor, și are origini în inima Europei, unde specialiștii români din domeniu s-au format, au lucrat și au publicat alături de urologii din țările avansate. Este important să-i amintim pe doctorii Dimitrie Gerota, Toma Ionescu, Nicolae Hortolomei, Ian Cujanu, Teodor Burghele și mulți alții care au fost eminenți urologi. Prima societate românească de urologie a luat ființă în anul 1909 la inițiativa profesorului Petre Herescu, iar în 1934 Societatea Română de Urologie a început editarea revistei sub conducerea profesorului Teodor Burghele, profesorul Olănescu, Franche și Bulbuca
și țeposul. În 1980, la spitalul din Funden, s-a realizat primul transplant renal de către profesorul Eugeniu Proca, care a fost și ministru. Astăzi avem mari urologi, precum profesorul Bumbu din Oradea, profesorul Crăciun din Sibiu, profesorul Sinescu în București, la Cluj cei doi mari titani, Mihai Lucan și profesorul Coman. Sigur că prima întrebare pe care vreau să vă spun, domnule doctor, de unde veniți ca și alma mater? De unde este alma materul dumneavoastră? Deci unde ați învățat medicina și, bineînțeles, după aceea urologia? Bună seara, în primul rând. Bună seara. Și mulțumesc pentru această invitație. Este o onoare pentru mine, apropo de faptul că ne cunoaștem de multă vreme, să putem povesti despre specialitatea mea. Este o specialitate cu totul și cu totul aparte, o consider eu, de care sunt total mulțumit pentru faptul că am ales-o la momentul respectiv și încerc să o practic cu dăruire și cu tot ceea ce pot eu să pun în slujba oamenilor, în așa fel încât rezultatele să fie foarte bune. Educația mea sanitară, ca să zic așa, a început în Cluj-Napoca, sub tutela celebrului profesor Mihai Lucan, după care am ales să fac un mic intermezzo, ca să zic așa, în Brașov, sub oblăduirea domnului șef de lucrări Marius Neculoiu, cu care sunt un foarte bun prieten. Și după ce mi-am luat specialitatea, m-am stabilit oareși cumva în municipiul Aiud, însă continuând să colaborez cu niște centre medicale private în Cluj-Napoca, în Turda și în momentul de față cu o investiție de amploare puțin mai mare în orașul Turda, de care am început să mă leg din ce în ce mai mult. Și pot să zic că pe o zonă relativ largă, de la Iud, Ogna, Mureș, Turda, sunt cam singurul urolog care drenează zona, zic eu, cu rezultate destul de bune până acum. Sigur că da. Păi iată că un oraș ca Iud, orașul Turda și peste tot să fie un singur urolog este o problemă și totuși este o bucurie, fiindcă sunt orașe care n-au o provocare, fiindcă cred că aveți de muncit extraordinar. Haideți să discutăm puțin doar de Iud. Deci acolo am înțeles că aveți foarte multe paturi, în jur de câte paturi aveți la Iud și cam care este numărul de intervenții chirurgicale pe care le faceți în fiecare an. Da, acum, înainte să zic asta, aș vrea să fac totuși o precizare apropo de... Chiar m-am bucurat că ați reamintit pe corifei urologiei românești. Aș vrea să subliniez un lucru și anume domnul profesor Proca a fost considerat cea mai mare somitate medicală a secolului 21 în România, ceea ce este un lucru de apreciat. Un urolog a fost și ministru al sănătății, a fost de departe cea mai mare personalitate medicală care am avut-o în lumea medicală a secolului 21, deci merită subliniat acel lucru, chiar dacă, din păcate, dânsul nu se află printre noi. Bun, la Aiud, din punctul meu de vedere, secția este destul de bine dotată pentru un oraș, orășel, pentru municipiu ca și Aiudul, între 15 și 20 de paturi, undeva în jur de 250 de intervenții pe an, cu un amănunt relativ important, dacă vreți. Din fericire pentru pacienții noștri, ca și dotare, pot să zic că suntem comparabili cu orice alt spital, eu știu, județean, poate chiar și de nivel mai înalt, pentru că aparatura endoscopică, care în momentul de față este extrem de importantă pentru noi, este foarte bine reprezentată. Deci firma Olympus are un cap de pod la noi în oraș foarte bine reprezentat, venind în întâmpinarea nevoilor pacienților din acest punct de vedere. Sigur, acum urologia a trecut prin diferite faze. Sigur, la început era faza clasică chirurgicală, dar iată că endoscopia în urologia a pătruns poate mai mult decât în alte endoscopia și ambulatorul în același timp. Da, deci a pătruns și a făcut să zic așa o revoluție în sensul acesta. Aveți dreptate. Deci cum
vă comportați? Adică cum v-ați acomodat cu revoluția? Sunteți tânăr, sunteți totuși medic primar tânăr, cu niște, să zic așa, totuși competențe foarte bune și așa. Cum v-ați acomodat cu revoluția asta tehnică? Fiindcă este o revoluție tehnică extraordinară. Și din păcate revoluția tehnică costă și bani, fiindcă tot ce este de endoscopie și tot ce este aparatură medicală este așa foarte scumpă. A spus foarte bine, la un moment dat a spus și chiar m-am bucurat că a spus, cuvântul, o specialitate fascinantă. Într-adevăr, pentru că, din fericire, în această specialitate, provocările sunt, dacă vreți, în fiecare zi, asta pe de-o parte, pentru că modalitățile de tratament a unei anumite patologii diferă foarte mult și avem foarte multe alternative. Cred că ăsta e cuvântul magic, alternative. Da? Acum 40-50 de ani, aproape toată patologia prostatică se opera, doar intervenție chirurgicală deschisă. Destul de traumatică pentru pacient în momentul respectiv, apropo de tehnicile care se practicau atunci, comorbiditate și o mortalitate destul de mare. Așa este. Comorbiditate, mai ales mortalitatea. Între timp lucrurile într-adevăr s-au schimbat și este o revoluție. Adică în momentul de față, ambulatorul are preponderență în fața intervențiilor chirurgicale. Și este un precept pe care la toate congresele internaționale, toate congresele la care participăm, se bate foarte mult pe quality of life, calitatea vieții pacientului. De la un pacient care acum 30 sau 40 de ani era operat, poate unii dintre ei cu sechele destul de mari pentru prostată, în momentul de față, foarte mulți dintre pacienți beneficiază de tratament medicamentos pentru toată viața, foarte important, subliniez, pentru toată viața, nerecurgându-se la tehnici chirurgicale și, repet, calitatea vieții, quality of life, calitatea vieții pacientului rămân foarte bună fără mijloace invazive. Ceea ce este un lucru bun, zic eu. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, într-adevăr, endoscopia în momentul de față, care și cred că pentru marea majoritate a chirurgilor reprezintă un miraj, nu? Pe o gaură foarte mică se introduce o grămadă de instrumente. Și se fac niște lucruri așa de mari. Se fac niște lucruri așa de mari, nu? Se scoți prostate care pot să cântărească până la 100 de grame, da? Pe o gaură cu un diametru de 2-3 cm. Este într-adevăr ceva fascinant pentru cei din afară. Și într-adevăr, implică și costuri destul de mari, pentru că este o aparatură de foarte mare finețe, de foarte mare precizie, este absolut normal lucrând cu niște țesuturi de la fel de mare finețe, dar endoscopia, într-adevăr, în ultimii ani a înregistrat un progres fantastic și în momentul de față procentul s-a schimbat cu totul și cu totul în favoarea endoscopiei și în favoarea minimii invazivității. De altfel, iarăși apropo de congrese, noi urologii tineri, dacă vreți, suntem adepții unei urologii universale. Adică la toate congresele europene de urologie sau internaționale de urologie la care participăm, se încearcă vorbirea unui limbaj universal. Și acest limbaj universal înseamnă să încercăm să folosim aceleași practici medicale, un urolog, francez, român, german și așa mai departe. Sunt două precepte care iarăși sunt foarte importante. Principiul minimei invazivități și minimei morbidități. Deci să încerci să faci cât mai mult pentru un pacient cu o minimă agresivitate asupra lui și cu o minimă invazivitate asupra lui. Ori endoscopia reflectă exact acest lucru. Exact acest lucru, așa cum am spus, prin niște mijloace foarte puțin agresive pentru pacient, să-i ofer un beneficiu cât mai mare. Da. Ne bucurăm că avem acești urologi tineri, fiindcă noi, bărbații, avem probleme deosebite cu o anumită glandă de care o să discutăm acum. Prima întrebare, ca să știe și lumea și publicul nostru, să vedem câte elemente de semiologie ale aparatului urinar, adică care sunt principalele, să zic așa, elemente de semiologie. Vorbesc de durere, de tulburările de micțiune și de, să zic așa, tulburările ale diurezei. Cam astea sunt, să zic așa, principalele semne semiologice. Să ne spui puțin ce înseamnă durerea în urologie, apoi tulburările de micțiune, ca să înțeleagă fiecare ce înseamnă acest lucru, fiindcă noi avem un anumit limbaj care pur și simplu pe om îl cam înnebunește. Polachiurie, disurie, ce e asta? Deci să îi explicăm puțin la fiecare și apoi să discutăm despre prostata. Celebra asta. Prostată. Da, da. Celebra prostată. Acum, hai să vedem. Vis-a-vis de durere, simptomatologie, vis-a-vis de durere. Durerea în urologie, într-adevăr, poate avea, sedii variate, intensități variate.
toată lumea sau mare majoritate a populației este conștientă de celebra colică renală. Sigur, deci durerea care este, lombară tipică. Exact, durerea lombară tipică, care dacă vreți, din punct de vedere al intensității simptomatologiei, reprezintă vârful și, așa, ca să fost o comparație oareși cumva mai plastică, foarte multe dintre femeile care trec prin un astfel de episod declară că parcă nici durerile nașterii nu au fost așa de mari. Exact. Deci este o durere care impresionează anturajul, care, eu știu, panichează pacientul, care obligatoriu sau aproape obligatoriu îl face să se prezinte de urgență la medic. Cauzele pot fi extrem de variate, marea majoritate a lor de obicei este o patologie litiazică, deci sunt calculi care pe parcursul, eu știu, migrării, eliminării, da, pe căile urinare, așezându-se în diverse locuri unde provoacă o obstrucție la diverse anumite nivele, renal, ureteral, chiar și calcul vezical, determină, așa zisa, durere. Dacă sunt pe traiect reno-ureteral, este celebra colică renală, cu un cortegiu de manifestări asociate, greață, stare de vomă, eu știu, frig, frison, dacă se asociază și o suprainfecție bacteriană între timp. Deci este o simptomatologie destul de, cum să zic eu, destul de accentuată, destul de care generează o așcare panică în rândul pacientului, determinându-l să se adreseze la medicului, urgență, da. La urgență. Asta e durerea lombară, clar, durerea hipogastrică și pelvi-perineală, să ne spui. Durerea hipogastrică și pelvi-perineală de obicei se asociază, hai să zicem, bărbaților în patologie de obstrucție subvezicală, deci retenția acută de urină de obicei este cea care determină cea mai atroce durere hipogastrică, da? Se poate asocia de asemenea unui sindrom cistitic și atunci apare hipogastralgia, asta este denumirea medicală. Așa este. Deci se poate asocia și într-un sindrom cistitic. Bineînțeles, în patologie gen patologie tumorală, mai ales când, din păcate, formațiunile tumorale depășesc, eu știu, cadrul vezicii sau al prostatei și apare infiltrarea filetelor nervoase pelvine, poate să apară de asemenea hipogastralgia. Deja vorbim despre o durere cu consecințe destul de grave, pentru că patologia care o generează este destul de severă din acest punct de vedere. Apropo de tulburările micționale. Haideți să începem cu polachiuria, care înseamnă urinatul mai frecvent decât normal. Cât e normal să urinezi? Cât e normal? Normal pentru noi înseamnă 6-7 micțiuni ziua și o micțiune noaptea. Deci sunt considerate în limite normale acest număr de micțiuni. Ca lumea să știe, de 6-7 micțiuni ziua și o micțiune noaptea. Sunt considerate normale, da? Polachiuria poate să fie generată de o patologie extrem de variată. Dacă vreți, neurologică, primul lucru la care ne gândim este diabetul zaharat. De obicei este poliurie, de fapt. Polachiuria nocturnă sau diurnă. Nocturnă, de obicei, este considerată oareși cumva fiziologică la un pacient vârstnic. De ce? Pentru că la pacienții vârstnici, în timpul somnului, este poziția de clinostatism, deci practic pacientul stă culcat. În timpul somnului, la pacientul vârstnic, este un fenomen compensator. Crește perfuzia renală, crescând diureza, pentru a compensa fenomenul de centralizare al circulației din timpul zilei. Deci în timpul zilei, inima încearcă să centralizeze circulația în așa fel încât organele cele mai importante, cordul, creierul, plămânii, să beneficieze de un aport sanguin suficient. Câteodată în detrimentul rinichilor. Și atunci, de asta la anumiți vârstnici, noaptea poate să apară o polachiurie sau o poliurie oareși cumva fiziologică prin creșterea perfuziei renale secundar compensator centralizării circulației. Da? Bun. Disuria este un fenomen relativ frecvent tot în patologia prostatică din cauza obstrucției subvezicale, da? Prostata fiind un organ care se situează sub vezica urinară. Ce înseamnă disurie, ca să știe? Ce înseamnă disurie? Înseamnă o urinare dificilă, o urinare forțată, o urinare dureroasă. În engleză este termenul, se numește straining. Straining înseamnă că pacientul se forțează pentru a elimina urina. De asta, apropo de
specialitatea dumneavoastră, foarte mulți dintre pacienții prostatici sunt cu hernii inghinale concomitent, da? Pentru că crescând presiunea intraabdominală în tentativa de a elimina urina, punctele slabe cedează la un moment dat și apar herniile inghinale. Exact. Tocmai un lucru relativ important care vreau să subliniez aici, ce le recomandă unei astfel de categorii de pacienți, este foarte important, foarte important, ca în primă fază să se rezolve patologia prostatică și după aceea, pentru că dacă se operează prima dată hernia inghinală, persistând problemele prostatice, ea poate recidiva. Deci asta este indicația noastră din punctul acesta de vedere. Perfect. Rezolvarea patologiei prostatice, ulterior, bineînțeles, cura chirurgicală a herniei pentru ca pacientul să fie în regulă. Bun. Haideți să vedem puțin de tulburările diureze, să zicem poliuria, oliguria, anuria, nicturia. Deci asta să le discutăm și să spunem cam ce înseamnă fiecare și apoi să trecem la boala. Retenția acută de urină este o tulburare care apare în momentul în care, din cauza unui obstacol situat la un anumit nivel, pacientul nu poate urina, dar, nota bene, foarte important, cu vezica urinară plină. Acest lucru se întâmplă în principal prostatei, dar pot fi și alte cauze. O litiază vezicală, deci un calcul în vezica urinară de mari dimensiuni, poate obstrua colul vezicii urinare în așa fel încât se poate instala o retenție de urină. Sau o formațiune tumorală de mari dimensiuni, sau niște tulburări secundare problemelor uretrale. Canalul care comunică de la prostată cu exteriorul se numește uretră. Da? Exact. Trebuie știut acest lucru. Dacă există o patologie pe uretră, eu știu, un calcul uretral sau stricturi de uretră, la rândul lor, într-o fază avansată, pot determina retenția acută de urină. Bun, câteva cuvinte despre anurie și despre oligurie. Sigur. Este reducerea diurezei, da? Deci în momentul respectiv vezica de obicei este goală, când anurie înseamnă absența urinei în totalitate, oliguria înseamnă reducerea diurezei per 24 de ore sub 500 de mililitri. De obicei anuriile, mai ales cele obstructive, sunt secundare unor cauze, de obicei tumorale. Mai ales la femei ne întâlnim, sau cel puțin eu mă întâlnesc cu o patologie destul de frecventă din acest punct de vedere, apropo de neoplasmele genitale. Da? Neoplasmele genitale care într-un anumit moment evolutiv generează obstrucție pelvină prin ureterele în procesul cariokinetic, tumoral, în procesul tumoral, în procesul neoplazic și astfel prin imposibilitatea eliminării urinei, chiar dacă rinichii secretă urina, ea nu poate să ajungă în vezica urinară și apare anuria. Apare anuria care reprezintă o urgență chirurgicală, nota bene, de afeca și retenția acută de urină reprezintă o urgență chirurgicală și intervenția trebuie să fie cât de rapidă, găsind o cale de a dezobstrua fie printr-o nefrostomie cutanată, fie printr-un drenaj intern. Deci este obligatorie pentru că insuficiența renală acută lăsată să evolueze 48-72 de ore, poate chiar mai mult, poate să genereze niște complicații care pot să meargă până la exitus. Mă refer la, în primul rând, tulburări de rin secundare hiperpotasemiei. Asta este principala cauză prin care apar tulburările grave într-o anurie. Hiperpotasemia cu tulburări de rin care pot să meargă până la complicații grave. Iată că am discutat despre semiologia, așa, în puțin, general, puțin despre puțin, semiologia așa, aparatului, deci, cât putem să discutăm într-o oră și un sfert, așa, fiindcă avem puțin timp. O să vă ascultăm și telefoanele dumneavoastră, dacă aveți întrebări, domnul doctor urolog o să fie aici să răspundă cu la întrebările plăcere dumneavoastră. Să discutăm acum despre bolile prostatei, fiindcă prostata este o glandă anexă. Te rog să ne descrii puțin prostata. Este o glandă anexă a aparatului genital masculin, aflat la intersecția dintre cele două aparate, urinar și genital. Așa este. Și, din păcate, doar noi bărbații avem această prostată și iată că după o anumită vârstă se cam îmbolnăvește. Deci și nu numai. Și nu numai, și da? Nu numai. Hai să vedem cam ce este prostata, cum e anatomia, puțin să știe lumea. A spus foarte bine, este o glandă accesorie, situată așa la o răspântie între aparatul urinal și cel genital. Din punct de vedere fiziologic, rolurile sunt relativ puține.
Ce pot să vă zic? Așa, ca o comparație plastică, dacă vreți, este de mărimea unei castane. Așa este, așa se descrie în cărți. Cam așa se descrie în cărți, în grame, aproximativ 20 de grame, 20 de este grame. Greutatea ei. Dacă vreți, dimensiuni, poate contează mai puțin, 4 pe 3 pe 2 cm în cele 3 diametre transverse, deci, anteropontio și sagital. Trebuie să spunem, o să spunem da. Chestia asta, că asta o vedem la ecografie. Deci absolut. La ecografie prostata se vede foarte bine și cei care vreau să-și măsoare prostata, își măsoară cele 3 diametre da. Și avem imediat transverse, greutatea. Aproximativ 4 cm, da. Anteropostura aproximativ 3, sagital aproximativ 2,5. Și avem gramajul, da? Avem gramajul, mulțim cele 3 diametre și împărțim la 2, este un calcul aproximativ al volumului prostatei. Exact, da. Exact. Bun. Fiziologic, normal este undeva în jur de 20 de grame. Da. Cam cât se lobe are prostata? Unii zic 5, unii zic 3. Cam care, ce părere aveți dumneavoastră urologii? Am spus că noi fiind așa urologi de generație mai tânără, ghidurile europene de urologie reprezintă Biblia noastră, că tot ați menționat-o și foarte bine ați făcut, că ați menționat-o. Deci, reprezintă Biblia noastră, ultimele ghiduri urologice, așa ne spun că sunt 5 lobi la nivelul prostatei, 2 lobi laterali, un lob anterior, un lob posterior și un lob median, cu împărțită în mai multe zone, este o zonă periferică, este zona de pornire a cancerului de prostată, foarte important, o să discutăm și despre asta. Da, o să discutăm. Da. Este zona centrală, în proporție mai mică, zona periuretrală cam 5% doar din procent, dar foarte interesant este zona de unde pleacă, de unde glandele periuretrale, este zona de inițiere a procesului de hiperplazie benignă de prostată la acel nivel și o zonă preprostatică este o zonă stromală, o zonă de țesut conjunctiv mai puțin implicată în procesele patologice. Și important este să spuneți că pe mijlocul ei cine trece? Că trece uretra prostatică, uretra, da? Din păcate, da. Dacă ar trece pe lângă ea, n-ar fi nicio problemă. N-ar fi o problemă. Da. Deci, iată că trece prin mijloc, da? Deci da. Canalul ăla prin care urina se varsă în exterior, se numește uretră și trece prin mijlocul prostatei. Da. Acum, care sunt, să zicem, beneficii sau avantaje, dezavantaje, care este bine, Dumnezeu a calculat bine chestia asta, adică ne-a făcut el, este clar. Și sigur că bărbații au probleme. Este o glandă foarte interesantă. Foarte interesantă, dacă vreți, ca raport volum cu restul organului, poate este cea mai intens studiată sau bine cel mai intens studiată, cu o patologie extrem de variată. Este foarte interesant pentru că este o glandă cu o structură și o vascularizație total aparte, ceea ce face ca atât tratamentul medicamentos să fie total diferit față de ce se întâmplă. Un singur exemplu vă dau. Pentru o infecție gravă pulmonară se face tratament antibiotic aproximativ 2 săptămâni. Și pentru infecție gravă renală, 2-3 săptămâni. Exact. Pentru prostatită, recomandarea este între 4 și 6 săptămâni. Poftim. Deci, iată că antibiotice n-ajung acolo. Da, în general, așa se spune, antibiotice nici nu penetrează într-o prostată normală. Doar, repet, datorită unui structur și vascularizație total aparte, doar pe o prostată patologică penetrează antibioterapia tocmai de aceea este necesară o perioadă foarte lungă de timp pentru un rezultat. Deci 4-6 săptămâni, repet, în condițiile în care pentru o infecție gravă de altă natură suficient poate o treime din timpul acesta. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care apare o patologie la acest nivel, răsunetul asupra aparatului urinar, asupra întregului organism, poate fi extrem de mare. Da? Adică, de la o glandă care obstruează o cale urinară, se poate ajunge la niște consecințe foarte grave, insuficiență renală cronică. De la o glandă situată sub vezica urinară, care generează o obstrucție subvezicală, în momentul în care se instalează la noi la bărbați celebra andropauză. Exact. Haideți să vedem un pic, fiindcă ea totuși este sub influența hormonală. Așa este. Și așa ea este. Ce rol are? Ce produce ea? Ca să știe lumea, măi, de ce are bărbatul prostată? Ce se întâmplă cu prostata asta? Acum, este o glandă, da? Deci are o secreție exocrină care contribuie la intră în componența lichidului spermatic, dacă vreți. Da, sigur că deci, da. Din punct de vedere fiziologic, impactul asupra organismului este mult mai mic față de cel fiziopatologic, față de patologia care poate să genereze această glandă. Aș vrea să spun un lucru, apropo de patologie.
Din păcate, în ultima vreme, apropo de stilul de viață care îl avem, așa, și de incidența bolilor cu transmitere sexuală, care este foarte mare, enormă, patologia prostatică nu mai este patologia omului vârstnic, pacientului vârstnic. Sunt din păcate, s-a ridicat la adolescenți. Exact. Sunt foarte mulți pacienți. Asta vreau chiar să subliniez, pentru că este foarte important acest lucru. Apropo de modul de a trăi viața și de alegerile care le faci în viață. Viața sexuală, sigur că da. Pentru că patologia care derivă din bolile cu transmitere sexuală, patologia prostatică, poate fi extrem de serioasă, poate fi implicată inclusiv în infertilitate. Deci, eu cred că este foarte important de subliniat acest lucru și foarte important ca tinerii, este absolut normal, viața sexuală este absolut normal. Nu dată Dumnezeu. Toate la timpul lor, este vorba, toate la timpul lor. Și nu o dată permanent, nu la animalele, o dată așa. Dar noi o dată permanent să ne bucurăm de ea. Exact, să ne bucurăm de ea, să ne bucurăm de secreția de endorfine, exact, să ne bucurăm de beneficiile ei. Exact, dar, eu am o vorbă moștenită de la un profesor. Lucrurile se fac cu cap și prima dată cu capul acesta. Așa, nu cu capul de jos. Nu cu capul de jos. Este o vorbă, eu zic că, extrem de profundă. Și de asta am să subliniez acest lucru, pentru că patologia prostatică cu implicațiile inclusiv asupra infertilității de cuplu, care este o problemă de sănătate publică în Occident și în România, deci trebuie subliniat acest lucru, este foarte mare. Deci atenție! Atenție. Am înțeles. Haideți să luăm un telefon, pentru că emisiunea devine interesantă, da, și avem un telefon. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, poftiți, stimată doamnă. Sunt doctor, mă numesc Macarie și sunt din Aiud. Da, doamnă. Sunt o stănilă, cred că și-amintește. Doamna Macarie. Da. A fost operată în luna aprilie. De dânsul? Da. Ce ați avut? Ce boală ați avut? Domnul doctor știe, deci nu știu dacă e cazul să o spun eu, dar vreau să-i spun atât și să vă întreb și pe dumneavoastră și pe dânsul dacă puteți să... Deci dânsul mi-a recomandat să-i fac unele analize, să zic așa. I-am făcut tomograf și markerii tumorali. La markerii tumorali, analizele sunt foarte bune. La tomograf mi s-a dat un diagnostic adenopatie retro... peritoneală paraortică stângă rotundă cu diametru de 20 de milimetri. Deci o adenopatie unică, retroperitoneală paraortică. Domnul are tumoră testiculară, așa este, doamna Macarie? Da, ceva, da. Atunci am fost sigur și nu... Da. Da. O tumoră testiculară cu o adenopatie restantă. Bineînțeles că acolo urmează tratamentul chimioterapic, fiindcă nu se poate deci sigur că domnul doctor a rezolvat situația, probabil că foarte bine, adică ce ați făcut, domnul doctor? Orhiectomie înaltă. Deci, a fost un caz foarte interesant. Apropo, chiar mă bucur că a sunat doamna Macarie. A fost un caz foarte interesant, pentru că oareși cumva tumorele testiculare maligne sunt atipice la bărbați. Însă are 54 sau 55 de ani? Bine, țin minte? 54. Am ținut bine minte. Încă am memorie bună, doamna Macarie, este relativ tânăr. Un caz mai atipic, repet, pentru că de obicei tumorile testiculare maligne sunt... La mai tineri, la apar mai de obicei, tineri, sigur, pacienților tineri, de obicei picul, adică vârful este undeva până în 35 de ani. Așa da, domnul doctor, eu asta aș vrea să întreb. În momentul am făcut markerii tumorali. Da. Și sunt, de exemplu, vă zic, ATP-ul. De urma analizei 2,2. Alfa fetoproteina, da. Nivelul de referință trebuie să fie mai mic de 7. Da, este deci bine, doamna Macarie. În markerii ăștia tumorali. Da. Deci ce pot să înțeleg? Deci acel ganglion. Deci, doamna Macarie, haideți să vă explic un pic. Da. Acum, a fost și înainte. A fost și înainte, doamna Macarie. Vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră... Ce markerii ăștia? Deci mă încadrez în căs foarte mici, frate. Deci ce să vă mai citesc? Am avut LDH-ul ăla. Da. Rezult, deci, în urma 158 și normal între 135 și 225. Da. Doamna Macarie, este o tumoră testiculară malignă. Dacă bine ține o minte, mi-a parvenit până la urmă rezultatul histopatologic. Era un seminom. Nu știu dacă dumneavoastră ați intrat în posesia lui. Ați intrat? Da? Da. Bun, obligatoriu, trebuie să o vadă un medic oncolog. Obligatoriu, este foarte important. Pentru că, din punctul meu de vedere, ții minte perfect intervenția chirurgicală,
a fost în regulă și dânsul se simte bine din acest punct de vedere. A fost un feeling al meu, dacă vreți, am și făcut orhiectomie înaltă, deși nu avem suspiciuni foarte mari în preoperator, da, dar tocmai ca să așa este corect din punct de vedere oncologic. Adenopatia respectivă este, dacă vreți, un lucru obișnuit, doamna Macarie, pentru tumora testiculară malignă. Deci adenopatia respectivă, ganglionii respectiv, da, paraortici, sunt obișnuiți în astfel de patologie. Această adenopatie se poate rezolva relativ ușor și vă spun de pe acum că prognosticul soțului dumneavoastră este foarte bun, cu o condiție. Obligatoriu trebuie să prezentați la medicul oncolog, o să fac un bilet de trimitere cu cea mai mare plăcere și făcut un tratament complementar. Acum oncologul o să o tărască, în principiu o să fie o cură de chimioterapie, nu foarte agresivă pentru soțul dumneavoastră, repet, nu foarte agresivă, după care cu foarte mare probabilitate adenopatia respectivă o să, nu știu dacă neapărat o să dispară, dar o să remită, o să se retragă, înțelegeți? Da, dar eu aici am întrebat. Deci chiar dacă s-au făcut aceste analize, chiar dacă s-a făcut, chiar dacă analizele sunt foarte bune, neapărat, fiindcă această adenopatie ridică suspiciunea unei adenopatii metastatice, este important să faceți chimioterapia. Deci nu trebuie să vă fie frică de chimioterapie, fiindcă este un tratament care se face adjuvant, care se face și care este obligatoriu în fond să se facă. Absolut. Și este un singur ganglion. Deci nu sunt 10, nu sunt 20. Este o chestie care îl avantajează fantastic pe soțul dumneavoastră. Dar este tratamentul ăsta complex, urolog plus oncolog pentru chimioterapie. Și în momentul de față, doamna Macarie, deci în momentul de față, tumorile testiculare maligne beneficiază de niște metode de tratament care, și nu vreau să zic acum cuvinte mari, dar care în anumite situații, asta oncologul poate să vă spună, pacienții se pot chiar vindeca. E un cuvânt magic, să știți, din punctul acesta de vedere. Deci trebuie neapărat luat legătura cu medicul oncolog și chimioterapia care se va face o să rezolve, eu sper, în totalitate problema soțului dumneavoastră. Bine? Bine, mulțumesc. Vă aștept la mine să vă fac un bilet de trimitere cu mare drag oricând. Bine, doamna Macarie? Bine. Și rezultatul oricum îl am, o să vă dau o copie și dumneavoastră ca să fie dosarul complet pentru medicul oncolog. Bine? Bine, mulțumesc, domnule doctor, o să vă caut. O seară bună, la revedere. Mulțumesc, la revedere. Iată că deja avem lume care întreabă, este interesant. Hai să discutăm puțin, că timpul trece fantastic și am ajuns la despre prostată. Despre celebra prostată? Despre principalele boli ale prostatei, eu le-am clasificat. 1. Adenomul de prostată, 2. Prostatita cronică sau acută, care ați văzut că merge spre tine, 3. Cancerul de prostată și 4. Boli rare. Abcesul prostatic, liteaza prostatică, știu eu, alte boli rare. Și dacă există alte boli în afară de CSCV, ce vreau mai în mare le-ați cam zis dumneavoastră. Și atunci haideți să discutăm puțin de adenomul de prostată. Deci ce este adenomul de prostată? Care este cauza? Deci să vedem puțin acest lucru. Bun. Celebrul adenom de prostată. Da. Acum, din păcate, și noi bărbații suntem afectați, ca să zic așa, de trecerea timpului. Da? Femeile suferă de menopauză. La noi este andropauza. Asta este, andropauza. Da. Bun. Din punct de vedere al prostatei, ce înseamnă andropauza? Prostata este foarte, foarte androgen dependentă. Adică foarte, foarte mult din ceea ce se întâmplă la nivelul prostatei este sub dependență hormonală. Și atunci, în momentul în care apare andropauza, pentru că androgenii, hormonii sexual masculini, testosteronul, da? Testosteronul care este secretat de către o parte, de cea mai mare parte de către testicul, o mică sigur parte de către glandele suprarenale, de către cortico suprarenală mai exact, acest testosteron se transformă la nivelul prostatei într-un metabolit activ care generează o creștere a glandei, da? O hiperplazie epitelială. Ei, această creștere a glandei, este responsabilă de problemele urinare care apar. Sunt două componente, este foarte interesant. Pe de o parte este o componentă mecanică, da? Deci prin creșterea glandei, ea apasă pe uretră, o deformează, apasă pe gâtul vezicii, deci pe locul pe unde urina se evacuează din vezica urinară și astfel apar tulburările micționale, deci prin componentă mecanică. Mai există o componentă dinamică, sunt niște receptori acolo, sunt niște fibre netede care prin contracția lor de asemenea generează niște tulburări urinare la acest nivel. E,
Aceasta este, dacă vreți, hiperplazia benignă de prostată. Da? Este un termen care în momentul de față este foarte controversat. Acum nu știu care sens să intrăm în terminologie, dar da, pentru omul de rând ca să înțeleagă. Da? Deci este o creștere. Ce înseamnă hiperplazie benignă de prostată? Înseamnă o creștere, asta înseamnă hiperplazie, o creștere necanceroasă a prostatei. Asta, da? Asta interesează. Deci o creștere necanceroasă a prostatei datorită dezvoltării sub influența hormonară a glandelor de la acel nivel. Asta înseamnă. Deci, în general, adenomul de prostată survine după ce vârstă și... Acum, în general, primii noduli, așa zice, se apar după vârsta de 35 de ani. Acum se pot manifesta diferit pentru că noi toți oamenii suntem diferiți prin natura noastră, da? Și pentru că această influență hormonală acționează diferit la diversi indivizi. În momentul în care... screeningul, dacă vreți, pe care noi îl recomandăm pentru pacienți de sex masculin, este normal undeva în jurul vârstei de 50 de ani. Deci acolo începe screeningul din punctul nostru de vedere, da? Pentru diferențierea celor două boli, celor două patologii majore ale prostatei, adenomul de prostată și cancerul de prostată. Aici este o problemă. Aici este problema cea mai dureroasă de altfel. Da. Așa. Hai să vedem puțin din cauzele, am spus, să vedem care este simptomatologia. Care este simptomatologia inițială și apoi simptomatologia clasică, bun, dacă există alte tipuri de simptomatologie, deci cam cum este, acum, cum apare prima dată. Apropo de cele două boli, simptomatologia este oareși cumva superpozabilă, da? Pentru că atât în adenom cât și în cancer de prostată se întâmplă o dezvoltare anarhică sau de glande sau de celule neoplazice la un nivel prostatic. Simptomatologia se împarte în două mari categorii. Da? Sunt simptome de oareși cumva iritative, așa se numesc, simptomele de stocare, storage symptoms, care un pic sunt mai deranjante, dacă vezi, pentru pacient, și anume este urinatul mai frecvent, atât ziua cât și noaptea, este polachiuria, da? Este urgența micțională, senzația că trebuie să mă duc urgent la WC să urinez, altfel nu mai am timp, altfel scap urina. Exact. Și în alte cauze se întâmplă și acest lucru, da? Se numește urge sau urge incontinency, da? Este urgența micțională, sunt dureri, în anumite cauze asociate dureri suprapubiene și volume urinare mici eliminate. Astea sunt simptomele de stocare. Urmează simptomele de nate, simptomele obstructive, simptomele de evacuare, care se manifestă prin, la început, inițierea dificilă a micțiunii. Deci așteptăm până să vină urina, urmată de un jet slab, împrăștiat, întrerupt, urinare dificilă, forțată, deci pacientul, așa cum am spus, se forțează, își contractă musculatura abdominală pentru a ușura evacuarea vezicii urinare. Ulterior sau la final este celebra senzație de golire vezicală incompletă. Simt că am urinat, dar de fapt nu am urinat complet. Mai stau 10 minute, mă duc, urinez din nou. Da? Da. Toate aceste simptome, și cred că e un lucru important, sunt influențate de o serie de factori, apropo de modul de viață, care trebuie foarte atent manageriat din punct de vedere al prostatei. Da? Subliniez, pe cât posibil, un astfel de pacient ar trebui să țină cont că factorii nocivi pentru prostată, frigul, umezeala, mâncarea foarte condimentată, gen piper, boiar, de iute, alcoolul, mai ales băuturile spirtoase, statul mult pe șezut, statul pe rece, mers pe bicicletă, condus perioade îndelungate de timp, prin congestie, deci prin faptul că presează prostata, toate aceste lucruri, prin congestia pelvină care o generează, accentuează simptomatologia prostatică. Da? Foarte mulți pacienți, de exemplu, cu complicații gen retenție acută de urină, vin după un consum de alcool. Foarte mult, recunosc. Da, am băut două pare de vin, am băut două pare de țuică la un pacient, bineînțeles, cu patologie prostatică preexistentă, netratat sau tratată necorespunzător, care prin blocajul adrenergic intră în retenția acută de urină și astfel se prezintă la medic. Deci, apropo de obicei, ăștia vin cu retenția acută de urină. Să zicem, foarte mulți pacienți sunt, da. Nu știu, ori refuză să zică că sunt bolnavi și nu vin la medic. Deci este... E o chestie foarte interesantă, da. Dacă vreți. Organismul uman are o capacitate extraordinară de mare de adaptare. Da. Da? Pentru că de foarte multe ori în anamneză, în momentul în care povestești cu pacientul, el îți relatează niște lucruri total anormale ca fiind normale. Dacă îl întreb de cât ori ieșiți noaptea la WC sau cum îi naci, eu urinez bine. Păi de cât ori ieșiți noaptea la WC? De 4-5 ori. Păi asta e bine? Păi asta e bine? Păi nu, deși la început a fost o dată, după aceea de două și de timp pacientul s-a obișnuit cu această anormalitate, dacă vreți. O transformat o normalitate. Pentru el a transformat-o în normalitate. Ceea ce nu este normal. Ceea ce sigur, nu e normal. Sigur că da. Deci întreruperea somnului este una dintre cele mai importante cauze de stres pe absolut, care absolut, le absolut. Este un factor extrem de nociv pentru calitatea vieții de care tocmai povesteam. Da. Așa. Haideți să vedem acum care, deci, simptomatologia am văzut, o să vedem cum punem un diagnostic. Ce aparatură
avem pentru a pune un diagnostic de adenom de prostată? Foarte bună, foarte bună întrebare și extrem de importantă. Da, pentru că diagnosticul trebuie să fie foarte bine, foarte bine sintetizat în așa fel încât să facă distinția între cele două patologii extrem de importante. Bun, în primul rând, că noi suntem medici și nu uităm să fim clinicieni, da? În primul rând este povestea cu pacientul, anamneza. Anamneza. Acum, în foarte multe dintre cabinetele de urologie există și un, se numește IPSS. Este un chestionar care vine înspre ajutorarea atât a medicului cât și a pacientului, da? Cu niște întrebări stabilite la, de către Asociația Americană de Urologie, adoptate între timp și de noi europeni, da? Cu niște întrebări specifice care reflectă modul în care urinează pacientul. Am înțeles. Haideți să luăm un telefon, da, și după aceea continuăm. Alo? 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 Da, vă ascult, sunteți bună în direct. Seara. Bună seara, stimată doamnă. Vă ascultăm. Doamnă doctor, o întrebare aș avea. Vă ascultăm, doamnă. De la Sfântimbru sunt. Da, doamnă. Am fost la dumneavoastră de vreo 3 ani și mi-ați dat un diagnostic pentru distonie neurovegetativă. Apelând de faptul că ați avut altceva, aveți și o distonie neurovegetativă. Sigur că da, există și diagnosticul ăsta. Am puteți spune cumva ca ce tratament să iau? În distonia neurovegetativă sunt tot felul de tratamente. Nu o să putem spune acum la telefon de ce, fiindcă avem o anumită temă. Eu am crezut că vorbim pe tema respectivă, dar aveți numărul meu de telefon, luați de la colegii mei după ce termine emisiunea și putem discuta prin celular și vă putem da tot tratamentul adecvat, da? Bine, mulțumesc. Bun, toate cele bune. O să vă rog să vorbim despre tema emisiunii și sigur că în particular puteți să-mi dați telefon. Telefonul meu nu mai este un secret, toată lumea știe și putem discuta cât vreți dumneavoastră. Deci iată că... Apropo de investigat și de diagnostic, da. Foarte important, că toți suntem clinicieni, este tușeul rectal. Este foarte important. Deci iată că tușeul rectal, lumea se cam ferește. Domnule, mi-a mers la doctor ăla și mi-a băgat degetul în fund. Așa este. Degetul în fund este foarte important. Așa este. Și medicul de familie, de la medicul de familie și până la ultimul medic specialist, a trebuit să facă tușeul rectal. Total de acord, deci, cu dumneavoastră. N-am spus-o eu, a spus marele, marele Fodor, l-a spus marele Hațieganu, deci n-am spus-o noi. Și tușeul rectal este unul dintre cauze. Bun. Este extrem de sugestiv. Ce simțim la tușeul rectal? În primul și în primul rând, foarte multe putem simți, dar în primul și în primul rând, apropo de faptul că cancerul de prostată se dezvoltă în zona periferică a prostatei, putem simți. Deci este primul semn sau primul semn care ne duce cu gândul la o astfel de patologie. Foarte important. Bine, normal, putem simți o patologie rectală, eu știu, hemoroiz, un cancer rectal, tonusul sfincterului anal, apropo de probleme neurologice, deci este extrem de informativ din punctul meu de vedere. Mergem mai departe. PCA, celebrul PCA, PSA-ul. Este... Toată lumea întreabă, dom'le, ce este PSA-ul, ce este free PSA-ul, acum a apărut și free PSA-ul și care sunt valorile normale, care sunt valorile patologice și, nu, și ce înseamnă că lumea se sperie. Dom'le, dacă am 5 de așa, să am cancer. Deci nu este așa. Bun, este un haideți să vedem. Este un cuvânt magic pe care vreau să-l subliniez. Se numește screening sau profilaxie. Este mult mai important, mult mai important să previi decât să tratezi. Sigur. Vreau să subliniez încă un lucru. Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer al bărbatului. Este foarte important acest lucru. Pe studii necroptice, dacă vreți, este un rezultat a unui studiu care spune în felul următor. Dacă toți bărbații am trăit 140 de ani, toți am avea cancer de prostată. Deci procentul crește cu vârsta la un ritm care peste 60-70 de ani este de-a dreptul amețitor, este un ritm exponențial de creștere. Repet și subliniez, dacă toți bărbații între 140 de ani, ferice că nu trăim, toți am avea cancer de prostată. Deci PSA-ul, apropo de screening, apropo de profilaxie, este o analiză de sânge relativ ieftină, relativ, este o analiză de sânge, facil de efectuat, ca să zic așa, care ne extrem de informativă și extrem de sugestivă, care ne poate ridica niște semne de întrebare vis-a-vis de această patologie. Deci prevenirea, din punctul meu de vedere, a cancerului de prostată se face în primul și în primul rând, subliniez, la bărbații trecuți de vârsta de 50 de ani prin această analiză efectuată anual. Este foarte important. Bun. Haideți să luăm un telefon. Deci iată PSA-ul acesta și poți să ne spui și de free PSA și să discutăm mai. Avem un telefon. Da? Sunteți în direct. Alo? Da, sunteți în direct. Vă ascult. Bună seara, doctor. Bună seara, stimate domn. Cu cea mai mare plăcere. Aveți o întrebare pentru noi?
Da, pentru dumneavoastră. Da, vă ascult. Domnul doctor, am fost operat de menisc. Da. Și au început, cred că, o precizia de oară și am apă la genunchi. Ai o, da, ai o hidratroză, apa la genunchi se numește hidratroză. Ar trebui să-ți faci o ecografie, să vedem cum este situația și să vii să vedem despre ce este vorba. Am fost la domnul doctor Cadar. Da, un ortoped foarte bun. Da, păi de asta, că putem să am lucrat. Așa. No, și au zis că să mă operez, că mi s-a deplasat piciorul, de la genunchi jos spre labă. Am înțeles. Deci după ce v-o scos meniscul intern sau extern? Care vi l-o scos? Dar nu mă poate opera, că am făcut două prin asta e problema, da. Deci iată că aveți o altă problemă, sigur. Ar trebui să veniți să vă văd și eu. Vă pot să-l dăm la. Da, sigur. Avem telefonul, dați un telefon. Colegii mei de pe studio să vă dea telefonul meu și putem discuta mai amănunțit. Bine? Bine, dar am acum scrambraș care vă cunoaște. Da, foarte bine, mă bucur. Mă cunoaște multă lume, da? În fine, da. Foarte bine. Da, bine. Bine, vă așteptăm cu drag. Bine. Da, la revedere. Foarte plăcută, doamne. Mulțumesc, mulțumesc. Să revenim la PSA. Încă o dată vă rog să dați telefoane despre prostată, fiindcă acum aveți ocazia, aveți un urolog aici și discutăm despre prostată și bolile prostate. Să revenim la PSA și la FIPSA. Este foarte important. PSA, repet, este bine sau obligatoriu, dacă vreți, să fie făcut o dată pe an pentru pacienții trecuți de vârsta de 50 de ani. Faptul că PSA-ul este crescut nu înseamnă o tragedie, pentru că PSA-ul este specific glandei și nu specific unei boli. Un alt sensibil glandei și nu unei tumori. Da? Deci el poate să fie crescut din foarte multe cauze. Poate să fie o infecție, o prostatită. Poate să fie crescut după un tușeu rectal. Poate să fie crescut după un traumatism. Poate să fie crescut secundar adenomii de prostată. Deci o prostată mare este o prostată care PSA-ul crește, pentru că glanda secretă această glicoproteină. Este o glicoproteină. Deci este o enzimă secretată de către glanda prostatică. Deci el poate să crească și în adenomul de prostată. Faptul că PSA-ul este crescut nu înseamnă că neapărat avem cancer. Deci nu. Într-adevăr, PSA-ul crescut peste o anumită valoare, în mod normal, este până la 4. Se aplică oricum corecție și cu vârsta. Deci pe măsură ce înaintăm în vârstă, valorile admise drept normale pentru PSA cresc. Da? Într-adevăr, până la 4 este considerat normal. Între 4 și 10 este zona așa numită gri, borderline. Și peste 10, deja riscul de cancer de prostată crește, da? Tocmai de aceea, când sunt anumite suspiciuni, se fac niște analize mai specifice pentru, să zicem, cancerul de prostată. Ați menționat foarte bine, este un raport free PSA, PSA care, în mod normal, trebuie să fie mai mare de 25%, da? Acest raport, într-adevăr, este mai înalt sugestiv pentru cancerul de prostată. Mai nou, nici acesta nu este așa de acceptat, dacă vreți, de ghidurile AU, cât viteza de creștere a PSA-ul, se numește PCA velocity, care dacă este mai mare de o anumită valoare, 0,75 nanograme pe mililitru și pe an, și atunci se ridică suspiciunea unui cancer de prostată. Dar este foarte important PSA-ul. Mai departe, ecografia, fie că este ea abdominală, de preferat este cea transrectală, pentru că este mult mai înalt sugestiv, mult mai informativ pentru prostată, dar necesită un transductor special și nu în foarte multe centre se face. Ecografia abdominală este o metodă extrem de facilă, este o metodă repetabilă, extrem de informativă, care poate aprecia atât volumul prostatei, poate aprecia rezidiul postmicțional, un lucru relativ important, și mai ales poate aprecia răsunetul patologiei prostatei asupra aparatului urinar superior. Sigur. Deci este foarte informativă. Mai departe, este uroflometria. Acum, uroflometria, evaluează obstrucția subvezicală. Da? Pacientul urinează într-un anumit recipient care este prevăzut cu un senzor care preia modul în care urinează pacientul și curba micțională este transcrisă pe un calculator care este interpretată. Este foarte importantă din punct de vedere, dacă vreți, a unui diagnostic diferențial, nu se face chiar de rutină, ar trebui să se facă de rutină, însă aparatura este o aparatură specială care trebuie să fie achiziționată pentru acest lucru. Și nu în ultimul rând, probe renale și urocultura. De asemenea, și ele sunt importante. Cam astea ar fi elementele de diagnostic, în general, pentru hiperplazia benignă de prostată.
Cam acest. E perfect. Deci nu sunt foarte multe. Nu sunt foarte multe. Se pot face foarte ușor. Cam oriunde. Deci nu cred că cineva care are adenom de prostată trebuie să meargă, nu știu, pe unde, pe la Cluj sau nu știu pe unde, ca să-și pună un diagnostic. Absolut diagnostic nu. Se poate pune la absolut orice, nu. Absolut la nivelul nu. Acesta, fiindcă sigur. Aparatura există peste tot. Sigur. Mai spuneți puțin despre, avem un telefon, hai să vorbim cu telespectatorii și vă rog să vorbiți despre, să puneți întrebări despre prostată, în general despre bolile prostate. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Femeie, sigur că are prostată. O pacientă de-a lui domnul Doșoșenile, vreau să-i transmit foarte multe mulțumiri. Mă cu mare bucur. Drag, mulțumesc! Așa, mulțumesc pentru apreciere. Doctor excepțional, se ocupă de toți pacienții. Suntem foarte mulțumiți de dânsul. Mulțumesc frumos. Da. Aveți o întrebare la domnul doctor? Doar atât vreau să-i mulțumesc pentru tot ce face pentru noi. Ne bucurăm. Mulțumesc, ne bucurăm tare mult apreciere. Și mulțumesc, vă mulțumim mult pentru cuvântul bun. Este foarte important câteodată să mulțumești chiar cuiva. Chiar astăzi am fost și mi-am făcut vizitele medicale. Mă numesc Oca Elena Ramona și sunt foarte mulțumită de ceea ce face domnul doctor. Da, vă mulțumim. Un cuvânt de mulțumire pentru noi este ca și aerul pe care îl respirăm, să știți. Mulțumim din suflet și mulțumesc noi și eu multă sănătate vă dorim. Multă sănătate. Da, mult doctor. În continuare. Mulțumesc, mulțumesc. O să fie. O să fie, fiindcă un medic tânăr și cu Doxa. Adică așa ziceam noi mai bătrân, cu Doxa. Era un ceas Doxa și cine are Doxa este ok. Hai să vedem acum, înainte de a merge spre tratament, să facem un diagnostic diferențial, dar cred că o să luăm o pauză de publicitate și apoi să vorbim puțin și de cancerul de prostată, să facem o paralelă, într-o oglinzi paralele, să discutăm și de cancer și de total de acord. Și apoi o lăsăm și vorbim și de prostatită, fiindcă foarte mulți tineri sunt cu prostatită și să le discutăm și despre acest lucru. Avem o pauză de publicitate.